prin glasul dânsului. Părintele Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, venim să-ți mulțumim de această zi deosebită în care împreună, dovedind unitatea noastră în numele Domnului Iisus Hristos, suntem aici. În primul rând dorim să-ți mulțumim pentru lucrul acesta și în al doilea rând dorim ca numele Tău să fie înălțat mai presus de orice, de orice nume și de orice ați să faci aici. Te rugăm, binecuvintează lucrarea de vestirea Evangheliei prin cireșari. Te rugăm, binecuvintează lucrarea de vestirea Evangheliei prin orice adunare, orice biserică din țara noastră și fă prin cuvântul Tău ca oamenii auzind Evanghelia să se întoarcă și să se pocăiască, să se întoarcă și să cunoască mântuirea și bucuria unei vieți noite în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru toate aceste lucruri venim să-ți mulțumim în numele Lui. Amin. Și îmi permis să spun un lucru. Dacă este 10 ani, să primească astăzi nota? 10! Mulțumim! După 10 ani, cireșile sunt mai pârguite și aș dori din toată inima în această seară să fie un gust duhovnicesc pe care să îl avem cu toții și mireasma prezenții sale. Și pentru că oricum veți mai greși aplaudând oamenii, vă rog să-l aplaudați pe Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor! Haideți că se poate mai bine! Iisus Hristos este Domnul! Haideți cu toții să ne închinăm acestui Dumnezeu mare și puternic, în numele căruia suntem strânși în această seară. Cu toții să-i dăm slavă lui Dumnezeu, rămâneți ridicați să fim cât mai aproape de cer. Să fie El, singurul nostru Dumnezeu, mare, sfânt, puternic și glorios. Haideți să spunem împreună: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava. Slăvi să fie El! Slăvi să fie El! Îi salutăm și pe cei ce sunt cu noi, toți românii noștri din toată lumea aceasta, care sunt cu noi pe Radio Cireșari și pe Cireșari TV. Fii binecuvântată, România, oriunde te afla. Am dorit din toată inima să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare superbă, o cântare care ne spune: binecuvântat să fie, o Doamne, nimeni nu-i ca Tine, Tată din ceruri te slăvim, și scântăm mărire Ție. Numai Bucureștiul cântă așa frumos, da? Deci o cântăm aici. Tată din ceruri, dar noi te iubim și îți cântăm mărire ție. Fie lauda primită înaintea ta, pe copii tăi cântăm iubirea ta. Ce-ai fost, existi și vei mai fi. Binecuvântat fii, o Doamne, ce-mpărăsești când din ceruri, dar noi te iubim și îți cântăm mărire ție. Fie lauda primită înaintea ta, noi copii tăi cântăm iubirea ta. Din toată inima, are nevoie de El. Familia noastră are nevoie de El. Sufletul nostru are nevoie de El. Iubiții Domnului, înainte să ne așezăm, am bucuria să-L invit pe pastorul Daniel Mariș să vină aici pe scenă împreună cu noi, pastorul Bisericii Baptiste Golgota și președintele Comunității Baptiste din București, care ne va inspira și apoi ne va îndemna să facem o rugăciune pentru țara noastră. Dumnezeu să-L binecuvânteze! Un singur verset vreau să citesc în seara aceasta și înainte de a-l citi vreau să vă spun că oricât ar fi de grele vremurile pe care le trăim, Dumnezeu nu-și uită promisiunile făcute pentru copiii Lui. Și auziți ce spune cuvântul Domnului. 2 Cronici 7:14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga
și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele. Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Amin. Să plecăm capetele în rugăciune înaintea Domnului. Doamne Dumnezeul nostru care ești în ceruri, binecuvântăm numele Tău în mijlocul nostru în seara aceasta. Binecuvântăm cu numele Tău pe toți aceia care sunt cu noi în seara aceasta. Te rugăm, Doamne, așa cum ne-ai promis, să Te înduri de noi, de familiile noastre, de bisericile care sunt în locul acesta reprezentate și de neamul românesc. Mărturisim înaintea Ta, Doamne, că suntem vinovați de starea aceasta în care este țara și de aceea Te rugăm să ne ierți. Te rugăm să ne ierți pentru timpul puțin în rugăciune pe care îl petrecem pentru țara noastră, pentru conducerea ei, pentru cei care sunt înălțați în dregătorii. Te rugăm să ne ierți pentru timpul puțin pe care îl petrecem în cuvântul Tău. Recunoaștem în această seară că binecuvântarea depinde de numele Tău și de cuvântul Tău. De aceea chemăm numele Tău peste poporul Tău și Te rugăm să binecuvintezi poporul Tău pe familii. Doamne, într-o vreme în care e atâta presiune asupra familiilor, Te rugăm pentru familiile noastre să le păzești. Te rugăm pentru țara noastră să o binecuvintezi cu familii sănătoase. Și în vremuri ca acestea, Doamne, prin cuvântul Tău Te rugăm, sfințește-ți poporul Tău. Pentru ca prin poporul Tău să dai binecuvântare în țara aceasta. Vrem să ne întoarcem ca familii către Tine. Și pentru că Tu ai spus că acest cuvânt al Tău este adevărul, sfințește-ne în seara aceasta prin adevărul Tău. Și fie ca numele Domnului Iisus Hristos să fie peste oricine cheamă numele Domnului, iar izbăvirea și tămăduirea să vină peste țara aceasta. Doamne, vindecă poporul român de boala nedumnezeirii, adu reverența, adu în noi smerenia de care e atâta nevoie și ajută-ne ca prin tot ce suntem să înălțăm un singur nume, numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dragilor, aș vrea ca să mai rămânem în picioare doar o cântare atât. Mă gândeam la un lucru, Hristos a stat pentru noi o grămadă de ore pe cruce. Haideți să stăm în picioare la încă o cântare, pentru că spune, Tu ești Creatorul Universul întreg. Și apoi vom ocupa și locuri, dar acum cântăm din toată inima. Tu ești Creatorul Universului întreg. Tu ești început și întreg. Tu ești început și întregire tuturor. Stelele și luna, glasul Tău îl înțeleg. Ce are viață, îți dedică existența lor. Și toate le-ai creat. Toate le-ai creat, pe toate mâna Ta le ține. Toate spun că Tu ești Dumnezeu. Ai trimis și viață peste mine și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu. Împărat al slavei, Tu luminii ești stăpân. Îngerii Te laudă și oștirile cerești. Cu bucurie viața mea să-ți o închid. Vreau să simt prezența, să-ți ascult cuvântul, să te aud cioptind că mă iubești. Doar voi, da, tot de la grea. Toate le-ai creat. Thank you.
Slăvit să fie El! Reocupăm locurile, să vedem cum stăm prin sală. Dacă există cineva, sala e plină și sunt sute de oameni care stau în picioare. Vreau să înțelegeți un lucru. Dacă aveți locuri gălnioastră, ridicați mâna. Dacă mai sunt acolo sus locuri, da, sunt locuri. Vă rog frumos, nu stați în picioare. Ridicați mâna și rămâneți chiar vreo jumătate de oră ridicată ca să vadă că aveți... Da. Haideți, vă rog frumos, tașcule, echipa de la... Vă rog frumos, duceți-i, împingeți-i, siliți-i acolo pe scaunele acelea. Dacă sunt aici în sală, locuri libere, treceți, lăsați locurile la margine, așa. Sunt prea mulți oameni în picioare. Încă mai avem o oră și jumătate de stat aici, da? Adică cât am plătit acum? Mai sunt acolo două locuri. Suntem foarte fericiți să putem să fim cu dumneavoastră la sărbarea noastră de 10 ani. Am făcut una la Beiuș, acolo unde s-au născut Cireșare, fundația de misiune, și în urmă cu două săptămâni de zile. Și am ales ca să sărbăm cei 10 ani de activitate în orașul cel mai drag nouă, după Beiuș, Bucureștiul. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Sunteți frumoși! Hai, aplaudați-vă! Vreau să vă spunem că am terminat turul complet, am fost în fiecare oraș din România, aproape în fiecare, ne-am mai scăpat vreo 2-3, dar cel puțin 150 de orașe din România l-am bătut în aceste 10 ani. O muncă fantastică, microbuze, echipament, săli, case de cultură, săli de sport, stadioane. Ne-am dus și am spus despre un Dumnezeu care nu e a baptiștilor, a creștinilor pe Evanghelia, a ortodoxilor sau a pentecostalilor sau a catolicilor, ci Dumnezeul acelora care trăiesc după normele Sfintelor Scripturi. Apropo, haideți să vedem cum stăm. Vrem să facem cunoștință. Câți dintre dumneavoastră vă duceți așa pe la Biserica Baptistă? Ridicați mâna baptiștii sus. Sunteți suspect de mulți. Aplaudați baptiște. Frați ortodoxi, frați ortodoxi, să ridice mâna sus. Aplaudați-i că-s mulți! Aseară am fost la Biserica Luterană de pe Badea Cârțean. Luterane, ridicați mâna sus. Aplaudați-i! Oameni de treabă! Reformați, dacă avem. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Și loții reformați. Uitați aici, da? Avem baptiști, pentecostal, frați adventiști, vrem să-i salutăm, ridicați mâna sus. Oh, 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 e bine, foarte bine. Catolici, romano-catolici, greco-catolici, dacă sunteți, Dumnezeu să vă binecuvinteze, lăudați să fie Iisus. Creștinii după Evanghelie. Voi ați mai ridicat și la baptiști de acolo, dar v-am văzut. Da. Deci creștinii pe Evanghelie, mulțumim. Niciodată n-am trăit o asemenea bucurie ca asemenea forță. Baptiști, creștini pe Evanghelie, pentecostal, să-și fi dat mâna pentru o asemenea lucrare. Mulțumesc tuturor păstorilor, prezbiterilor din București, sunteți deosebiți. Da? Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumim în numele Lui Iisus Hristos. Pentecostal, dacă sunt. Sper să vă ne dăm seama afară, în mod special, de voi. Pentecostal, după ce ieșiți afară, sper să fiți mai pocăiți. Da, bun. Nu știu să fiu uitat pe cineva, nu mi-aduc acum aminte. Dacă mai sunteți, din bisericile carismatice, dacă sunt, ridicați mâna sus. Aplaudați-i! Nu de alta, dar să nu fiți scăpat pe cineva. S-a dus un bătrân într-o biserică de lângă noi și... A spus, sunt de mai multe culte, da, zice bătrânul, aici am satul ăsta, sunt, zice. Și cu Dumnezeu cum stau? Da, păi nu știu, Domnul, zice, că Dumnezeu nu are numai un singur cult. Care? Păi sfinții lui. Dar zice, care să ia? Eu nu știu, zice, dar știe el. Am impresia că bătrânul a greșit în amănunt. Cred că trebuie să vă știți și voi. Faceți parte din Marea Biserică a lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Știți împreună, poate că o fi uitat-o pe cineva, sunteți care sunteți, care nu sunteți din București, ați venit pentru evenimentul acesta, ridicați mâna dreaptă sus, da? Aplaudați! Aplaudați!
Cei care sunteți peste 46 de ani, ridicați mâna sus. Da, Dumnezeu să ne binecuvinteze. De nu eram noi, nu era nici țara asta. Da. Șomerii, ridicați mâna sus. Dumnezeu să fie pâinea voastră, amin. Aplaudați și pe ei. Studenții, studenții. Să vedem cum stați cu sesiunea. Oh, oh, are țara viitor. Iată că ne-am cunoscut. Știți ce vreți să cântăm înainte de a ne mai ruga? Vreți să cântăm o cântare frumoasă care spune: avem un Dumnezeu care e cu noi și aici, când suntem în vale și când suntem sus pe munte. Slăvit să fie El că nu ne lasă la greu. Amin? Așa să fie. Bucuria în momentele următoare să invit aici pe scenă pe rectorul Institutului Teologic Pentecostal, Cornel Constantineanu. El este însoțit de dr. Steven Land și de Radu Țârle, care va asigura traducerea, pentru că în această seară dr. Steve Land va avea un cuvânt de încurajare pentru noi și un salut pe care îl primim cu bucurie. Dumnezeu să-i binecuvânteze! Let me just introduce briefly.
Vă salutăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos și aș vrea să vă felicit, să felicit Cireșarii și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea noastră, pentru toate persoanele care au fost atinse de mesajul și de lucrarea dumneavoastră în cei 10 ani și ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea mult mai mulți de acum înainte cu lucrare binecuvântată. Este o bucurie deosebită pentru mine în seara aceasta să spun câteva cuvinte despre invitatul nostru. Dr. Steve Land este profesor universitar și rector la Facultatea de Teologie Pentecostală din Cleveland, Tennessee. Este, înainte de toate, aș spune, un om al lui Dumnezeu deosebit. Este un păstor, este un om implicat, ascultând aici pe fratele Vladimir, spunând și vorbind despre ceea ce înseamnă să lucrăm în unitate cu toate bisericile împreună. Fratele Steve Land a fost implicat în foarte multe asemenea lucrări de dialog între diferite biserici. A fost implicat în foarte multe lucrări sociale, a înființat foarte multe fundații. Un om deosebit al lui Dumnezeu. Un om pentru care Evanghelia nu înseamnă doar mântuirea sufletului și doar relația mea simplu cu Dumnezeu. Pentru el a înțeles că Evanghelia este un adevăr public. Evanghelia adresează întreaga realitate. Evanghelia răspunde și este preocupată de întreaga realitate. Este o bucurie pentru noi să-l avem în seara aceasta și îi spunem încă o dată un bun venit în mijlocul nostru. Thank you. Thank you very much for that wonderful welcome. Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă care mi-ați făcut-o. I bring you greetings from all of your friends in the United States of America. În seara aceasta vă aduc și eu salutări de la prietenii voștri din Statele Unite ale Americii. So many people there thank God for you and are amazed at what you're doing in the Lord. Vreau să știți că noi cei din America știm despre ce faceți voi aici, vă apreciem și vă mulțumim. Tonight when Pastor Vladimir was asking us to raise our hands depending on what church we were part of. M-am bucurat când fratele Vladimir a cerut ca fiecare să ridice mâna potrivit cu biserica de care aparține. I could raise my hand for each group. Cred că eu pot ridica mâna pentru fiecare grup. I belong to Christ. Pentru că eu aparțin lui Hristos. And therefore I belong to everyone who belongs to Christ. Asta înseamnă că noi aparținem unul altuia, toți care aparținem deopotrivă lui Hristos. We are a family together tonight. Pentru că noi suntem cu toții, noi așa, o familie a Domnului. Several years ago, communist leaders said that they would bury us as Christians. Cu câțiva ani în urmă, comuniștii au spus că ne vor îngropa pe toți. 2000 years ago, the government said that they would bury Jesus Christ. În urmă cu 2000 de ani, alții au spus că îl vor îngropa pe Domnul Iisus. But Christ is alive tonight. Dar în seara aceasta vedem că Domnul Iisus este viu. And we are alive tonight. Și de aceea și noi suntem încă vii. Here we are in this hall. De aceea suntem în seara aceasta în această sală. Proclaiming the victory of Jesus Christ. Să proclamăm biruința Domnului Iisus. And you proclaiming a new Romania. Și voi sunteți cei care trebuie să proclamați noua Românie. A Romania where faith is burning like a bright flame. Și știu că România a trecut prin momente grele și astăzi arde ca o flacără. In your hearts. În inima voastră. I am a revolutionary for Jesus Christ. De aceea și eu sunt un revoluționar pentru Domnul Iisus Hristos. The revolution of Christ cannot fail. Și știm un lucru, revoluția Domnului Iisus Hristos niciodată nu poate eșua. It is worth giving our life for. De aceea este prețul pe care îl plătim și suntem gata să ne dăm viața pentru asta. No sacrifice is too great. Pentru că niciun sacrificiu nu este prea mare. Tonight, instead of bringing a formal kind of address or sermon, în seara aceasta vreau doar să vă aduc un cuvânt de salut. I will just take a minute to share with you something very personal. Vreau să vă împărtășesc ceva foarte personal. It brings me joy, but also sorrow to tell you tonight about this. Spunând aceste lucruri, o să vedeți că îmi produce bucurie, dar și tristețe. It causes me to laugh and to cry. Deopotrivă mă face să plâng și mă face să râd. But I feel it's especially for someone here tonight that I'm going to say this. Dar cred că sunt aici în seara aceasta persoane care se vor regăsi în ceea ce vreau să spun. And so I'm going to take a little bit of a risk. Și de aceea mi-asum puțin un risc. There was once was a little girl. A fost odată o fetiță mică. She had 8 brothers and sisters. Ea a avut 8 frați mai mici. It was a very poor family. O familie foarte săracă. Her father died. Tatăl ei a murit. Left her mother alone to raise the children. Și mama a trebuit să crească singură copiii. They often did not have enough food. De multe ori n-aveau suficientă mâncare. Sometimes during the lunch at her school, she would go in the room by herself and cry.
De multe ori când alții mâncau la prânz sau seara, ea mergea în camera ei și plângea. Sometimes other children would make fun of her because her clothing was not pretty. De multe ori copiii făceau mișto, râdeau de ea pentru că n-avea haine ca și ei. She did not feel that she was very beautiful either as a young girl. Și nici nu credea despre ea că este o fetiță drăguță, frumoasă. She was very close to one of her sisters. Ea, în schimb, era foarte apropiată de una din surorile ei. And that sister died. Și această soră de care era foarte apropiată a murit și ea. She was by herself one day in a field. Într-o zi era singură pe câmp. Looking after their cow so they would have milk. Căuta îngrija de vaci ca să aibă lapte. And God came to her. Și acolo pe câmp Dumnezeu a întâlnit-o. And showed her a very interesting vision in her mind. Și acolo pe câmp singură cu vacile Dumnezeu i s-a revelat și a dat o viziune. He showed her a picture of herself as a grown woman. Și a arătat Dumnezeu cum va fi ea când va fi mare. She was talking to people. Ea vorbea cu oamenii. A large amount of people, like I'm talking with you tonight. Erau mulți cei care o ascultau. Ea era mare și vorbea. She told her mother. Și vorbea cu mama ei. Her mother said, "My, how the Lord does surprise." Oh, și mama i-a spus, "Oh, ce surpriză mi-a făcut Dumnezeu prin tine." She said, "Hold that in your heart, Mary." Și a zis, păstrează aceste lucruri în inima ta. We will see what it means. Și o să vedem ce va însemna asta. She went away from home during World War II. A venit războiul, a trecut prin al doilea război mondial. She got a job in a factory building ships. Și a ajuns să lucreze într-o fabrică care construia vapoare. But she wanted to be a movie star. Și a dorit desigur să devină o actriță de film. So in the evening she would sing in a supper club. Și în serile când venea de la lucru cânta în diferite cluburi ca să exerseze. The people in her city voted her the most beautiful girl in the city. Dar nu a trecut mult timp și oamenii din comunitatea ei, din orașul ei, au votat-o ca fiind cea mai frumoasă domnișoară. She got an offer from a movie producer to come and test for a screen. Apoi a dat câteva interviuri cu câțiva impresari și a câștigat aceste concursuri, interviuri. Her mother said, "No, don't do that." Dar mama s-a spus, "Nu, nu fă asta." That's not the path for you. Nu-i asta ceea ce trebuie să faci tu. She then, a few years later, met a wonderful man. Cu câțiva ani mai târziu, sau după câțiva ani, a întâlnit un bărbat deosebit. Together they gave their hearts completely to the Lord. Și-au predat amândoi viața de plin Domnului. Then they had a fire that burned everything they had. Apoi a venit un foc care le-a ars tot ce au avut. They lost everything except the clothes on their back and the little son that she was carrying in her womb. Au pierdut tot ce au avut. Au rămas doar cu hainele de pe ei și cu copilul care l-avea în pântece. Just before she had been married, chiar înainte să se căsătorească, a very wicked man raped her. Cu câtva timp înainte de a se căsători, cineva a violat-o, un bărbat a violat-o. And beat her up. A bătut-o. And she was very frightened. Și era foarte speriată femeia asta. Her husband was very kind and understanding. Bărbatul ei însă a fost foarte înțelegător, foarte drăguț cu ea. And he would care for her. A îngrijit-o. And encourage her. A încurajat-o. She was a very strong-willed woman. Avea însă o voință foarte puternică femeia aceasta. She had to be tough to grow up in her neighborhood. Gândiți-vă că îi trebuia o anumită tărie de caracter să poată crește în mediul și în vecinătatea în care se afla. Often people would see her cry though when she remembered her pain. Și de multe ori vecinii au văzut-o plângând când își amintea de experiențele traumatice, dureroase prin care a trecut. So she began to pray. Și femeia aceasta a început să se roage. And God helped her to express her pain to him. Și Dumnezeu a ajutat-o să-și exprime durerea ei în fața lui. The Holy Spirit cried in her. Și Duhul Sfânt plângea împreună cu ea în lăuntrul ei. And that deep wound God cleaned out. Și acea durere profundă Dumnezeu a vindecat-o. He kept it from becoming dirty with hatred or bitterness. A păzit-o Dumnezeu să nu fie plină de fiară amară, de amărăciune și de suferință și de durere. Years later she became a part of an urban ministry. După câțiva ani a devenit parte dintr-o lucrare deosebită într-un oraș. She began to minister to hundreds and hundreds of young people who had been abused. A început ea de acum să-i ajute și să slujească la sute și la sute de copii, de băieți și fete care au fost abuzați. She gave her life to loving them. Și-a dedicat viața acestei lucrări, acestor oameni. She took them in with others into a large house in the city. A dus pe toți acești renegați ai societății într-o casă mare. Then they added another house. Apoi a obținut o altă casă. Then four churches. Apoi patru biserici. Then she began to go and to speak and to tell people about her faith and her healing. Apoi a început să vorbească și altora despre credința ei și despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ei. I asked her a few weeks ago before she died.
Cu câteva săptămâni înainte să moară, am întrebat-o. When you think about being abused as a little girl, does it still hurt? Atunci când te gândești la experiența aceea a violului, a traumei lăsate de această experiență, încă suferi, încă ai durere în inima ta? She said yes, like the wounds of Christ, my wound is still there. Și a spus exact cum Domnul Iisus a avut acele răni, tot la fel am și eu acele răni adânci încă în sufletul meu. But God has filled my wound with his love. Dar Dumnezeu a umplut acele răni cu dragostea lui. It has become a place in which I can meet other people. Dar aceste răni sunt locul unde eu de fapt mă întâlnesc cu oamenii care se află în suferință. And we can go to Christ and find healing. Și împreună putem merge înaintea tronului lui Dumnezeu și să implorăm mila și vindecarea lui. I know this woman. Am cunoscut femeia aceasta. She was my mother. Pentru că a fost mama mea. And so, in honor of my mother, deci, iată, v-am spus povestea mamei mele. I say to you tonight, și vă spun vouă în seara aceasta. You are worth more than the whole world to God. Voi sunteți mult mai valoroși înaintea Domnului decât toată lumea aceasta. You are greatly loved by Jesus. Pentru că voi sunteți călăuziți și iubiți de Dumnezeu. He has a plan for your life. El are un plan pentru viața voastră. In the words of Psalm 37, verse 4. Și în Biblie ni se spune. Delight yourself in the Lord. În Psalm. And he will give you. Bucurați-vă în Domnul și el vă va da the desires of your heart. Tot ce vă dorește inima. The light still shines. Lumina încă luminează. The fire still burns. Focul încă arde. The love will never end. Dragostea nu se va sfârși. Long live the revolution of Jesus in our hearts. Înrolați-vă în această revoluție a lui Iisus în inima voastră. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Iubiții Domnului, avem un moment special. Vreau să vă spun că în 2007 am plecat pentru prima dată cu Vladimir într-un turneu în Moldova. M-am gândit că e frumos cu cireșarii. Am venit acasă flămând și bolnav. Am mâncat sandvișuri cât pentru o viață întreagă. Nu m-am gândit că așa va fi. M-am gândit că oamenii vor înțelege și va fi frumos, ne vor primi cu mâinile deschise. E adevărat, au fost locuri speciale și am găsit oameni deosebiți. Dar în cele mai dese dintre rândurile în care am fost, vreau să vă spun că am găsit multă, foarte multă trudă și multă greutate. Mi-aduc aminte de Călan. De când am fost la Călan, la Casa de Cultură, mă dădui să văd dacă nu-i crăpată podeaua. M-am așat în genunchi să chem oamenii în față și am văzut acolo jos era cineva care trăgea de fiare, sus era liber, el s-a îmbăgat cu șuba pe el, și ninja. Împreună cu echipa am luat mătura și am măturat în sală. Pe undeva pe jos, pe la parter, erau șobolani. Asta e viața. Cireșari. Vreau să spun ceva cu șobolanii. Au fost pe o bară, sus, și eu n-am avut ce să fac decât să trag de bara aceea, să răsucit și au venit patru șobolani în cap. De ce au ajuns jos? Vă spun eu cum au ajuns. Că normal aia stăteau sus, liniștiți. Vedeți, de aceea suntem doi, să ne aducem aminte tot adevărul. Iubiții Domnului, în momentele următoare aș vrea să vă îndemn pentru dragostea lui Dumnezeu să ne putem închina Domnului. Am vrea să mai adăugăm pe harta aceasta pe care Dumnezeu a îngăduit în acești 10 ani alte orașe. Anul acesta am trecut granița țării, am mers dincolo și am dorit dacă Dumnezeu ne ajută să nu ne oprim. Depinde și de voi. Ne puteți ajuta ca împreună să facem această lucrare, să mai adăugăm încă un kilometru măcar pe această hartă a traseului pe care Dumnezeu l-a pornit în inima noastră. Cireșarii, ultima expediție. De aceea, în momentele următoare, ne putem închina Domnului după dorință, după cum dumneavoastră aveți în inima noastră bucuria aceasta. Vor fi câțiva tineri care de-a lungul sălii vor circula cu niște săculețe. Dacă trece săculețul și vă trece vreo idee prin cap, vedeți ce faceți cu săculețul acela. Tot ce se va strânge în această seară va fi doar pentru ca această lucrare să poată continua. De asemenea, aș vrea să vă anunț că la standul Cireșarii se găsește cartea doctorului Stephen Land. Este o carte scoasă de curând în România. Astăzi a avut loc și ceremonia de absolvire a studenților la Institutul Teologic Pentecostal. Sunteți pe aici, mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aibă milă de voi.
veți avea viață grea, dar frumoasă cu Dumnezeu. Haideți să cântăm lui Dumnezeu și în timpul acesta, cu inima bucuroasă, să ne închinăm aceluia care ne-a făcut bine în orice zi și ne-a pus pâinea pe masă. Lăudați să fie numele Lui! Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Ai Bucureștiu? Când vii în Domnule, haideți să ne desmorțim, ridicați-vă, vă rog frumos. Și am vrea ca înainte de a înălța o rugăciune prin care să îi spunem lui Dumnezeu că
Vrem să îi cerem ajutorul pentru ungere în cuvântul său. Am vrea să mai cântăm împreună un cântec. Colecta va continua, v-am ridicat că poate unii dintre noi stăteați pe portofel și era incomod să vă chinuiați. Haideți să lăudăm pe Domnul Dumnezeu în continuare. Cântecul acesta spune că avem un Dumnezeu care a promis că n-are să ne lasă. Iubiții Domnului, mă tem că noi de multe ori l-am trădat pe Dumnezeu. Mă tem că de multe ori Dumnezeu a rămas undeva în afara priorităților noastre. De El a promis că va fi cu noi în fiecare zi. E cineva care poate mărturisi că n-a fost lăsat de Dumnezeu niciodată? Primește, Doamne, mâinile ridicate, ca un semn al recunoștinței noastre. Haideți să-i spunem în ne lasă, că El nu ne va lăsa. Și haideți să spunem în timp ce vom cânta acest cântec în inima noastră, Doamne, îți promit că nici eu n-am să mă las de Tine. Ajută-ne, Doamne! Mulțumim, Doamne! Înainte să-l invit pe fratele Emil Meștereagă să vină aici pe noi, cu noi, președintele Comunității Penticostale din București,
Să-mi permite să salut și un prieten drag al meu și al Cireșarilor, Benoni Ardelean, senatorul nostru. Am înțeles că dânsul are și din partea doamnei prefect un mesaj. Doamna prefect trebuia să ajungă astăzi aici împreună cu noi pe scenă, dar a venit de curând, cred, din Norvegia. Era foarte obosită, dacă nu mă înșel, și ne îmbrățișează, vă salută cu drag. Doamna prefect este un om extraordinar, cu credință în Dumnezeu. Și doresc ca Domnul Dumnezeu să-i dea sănătate și Dumnezeu să-i dea putere și dânsei și lui Benoni și să-i ajunte acolo în Parlament, că mare nevoie avem de voi. Doamne ajută-ne și Doamne binecuvântează-ne! Tatăl nostru ceresc, îți mulțumim pentru prezența Ta cu noi prin Duhul Sfânt în acest loc. Nu suntem vrenici, Doamne, ca Tu să-ți îndrepți privirea spre noi, dar îți mulțumim că Te-ai oprit în această seară și ai văzut însetarea inimilor noastre și dorința noastră de a Te întâlni, de a sta de vorbă cu Tine, de a-Ți asculta glasul. Îți mulțumim și Te rugăm în continuare Tu să atingi fiecare inimă. Mă rog în mod deosebit, Doamne, pentru eliberate prin puterea Ta în seara aceasta. Și mă rog, Domnul meu, să binecuvintez slujitorii Tăi în continuare. Mă rog să lași ungerea Ta peste Vladimir în vestirea cuvântului. Doamne, îți mulțumim pentru felul în care Tu l-ai folosit pe el, pe fratele Florin și pe toți membrii grupului Cireșari în timpul acesta. Tu ai folosit oamenii aceștia, Doamne, și Ți-ai dovedit puterea prin rodul Evangheliei pe care ei au vestit-o. Slăvim numele Tău și credem că Tu vei continua să o faci. Te rugăm, Doamne, să lași ungerea Duhului Sfânt și puterea de sus cu ei, ori de câte ori se ridică numele Tău. Și în mod deosebit în seara aceasta, Doamne, dă-i cuvânt de sus. Tu care cunoști nevoile noastre, ridică-ne, transformă-ne prin cuvântul Tău în seara aceasta. Nădăjduim în Tine și îți mulțumim și îți dăm toată gloria și cinstia și închinarea noastră, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vreau să mulțumesc tuturor acelor ce ați fost cu noi în acești 10 ani. Au fost 10 ani frumoși, 10 ani în care am bătut țara în lung și în lat și ne-am dat seama că România are tot atâta speranță cât Dumnezeu are în ea. Este și domnul senator aici, dar părerea mea e clară. Șansa României nu e într-un parlament mai bun. Deși Dumnezeu să ne ajute să avem unul chiar sănătos. Șansa României nu sunt oameni mai deștepți. Șansa României nu-i să găsim comora lui Decebal. Șansa României este să-L regăsim pe Hristos. O să-ți dau o veste tristă. Într-o zi o să mori. Și contează ca să știi și de ce ai trăit pe pământul acesta și contează să știi și unde pleci dincolo. Dacă crezi că nu există o altă viață dincolo, înseamnă că nu te deosebești foarte tare de regnul animal. Pentru că numai animalele trăiesc pe pământul acesta și mor aici. Tu ești om. Pentru tine Dumnezeu a făcut o minune. De două ori. O dată că te-a făcut și o dată că a murit El pentru tine. Să nu uiți că ești trecător pe pământul acesta. Știți cum ar fi viața fără Hristos aici? Apocalipsă. V-ați imaginat vreodată viață fără Iisus pe pământul acesta? Dacă numai o clipă când nu l-ai pe Iisus Hristos, nu știu cum a reușit România. 23 de milioane de avorturi în 50 de ani. Am ucis o populație mai mare decât populația României. Noi nu suntem 23 de milioane de oameni. Am omorât 23 de oameni în pântecele mamilor. Unul dintre medicii care a făcut avorturi s-a întors la Dumnezeu, spunea că în ultimii ani de zile a făcut avorturi doar beat. La noi în biserică, a spus, copiii care scotea vii din pântecele mamilor, îi înneca în chiuvetă. Suntem creștini, să ne fie de bine, dar vreau să vă spun că eu am mari dubii cu privire la creștinătatea aceasta a noastră.
Pușcările ne sunt pline, câte doi într-un pat. Tixite sunt. Tribunalele sunt pline. Oameni care divorțează, părinți, copii, aruncați în stânga și în dreapta. În fiecare zi știri cu crime. Parcă e o cronică de abator tot ce trăim în țara asta. Bisericile sunt multe. Le facem pe banii statului și nici nu ne costă. Dar goale, ca și inimile noastre. Știți cum e viața fără Iisus Hristos? Zi, Otilia, cam cum e viața fără Hristos cu trupa asta. Poate că nu știu dacă avem versuri. Dacă nu le avem, dacă le avem, e foarte bine. Dar vreau să fiți atenți la cântarea asta, da? După aceea predicăm și apoi mergem acasă. Câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas, între noapte și zi, între drum și să vă spunem în seara asta. Slăvit să fie El. Fără Iisus toate sunt amărgire. Vreau să vă readuc aminte că dacă Dumnezeu ne ține în viață joi, joia viitoare, vom serba cu toții înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. De astăzi, în două săptămâni, vom serba rusaliile. Mă rog ca atât în serbarea sărbătoarea înălțării Domnului, cât și cea a rusalilor, să nu fie doar sărbători istorice pentru noi, ci să fie sărbători adevărate în inimile noastre. Amin? Iisus Hristos a înălțat la cer și
Spune cuvântul Dumnezeu că de fapt asta a fost finalizarea învierii Lui pe pământul acesta, pentru că dacă a înviat, noi credem că a plecat la cer și știm că a plecat de pe muntele măslinilor 40 de zile mai târziu după înviere. Un aeroport veșnic, muntele măslinilor, pentru că tot pe aeroportul acela va veni iarăși într-o zi. Iubiților, vreau să înțelegeți că povestea asta continuă. Până va veni Hristos pe pământul acesta iarăși, în cea de-a doua sa venire, trebuie să ne mai strângem împreună. S-ar putea să fie ultima serbare pe pământ. S-ar putea ca în această noapte tu să pleci de aici să te întâlnești cu El. Sau să plecăm cu toții. Și cea mai mare bucurie a mea ar fi să știu că de la serbarea asta ne-am mutat la una care nu se termină niciodată. Acolo sus în împărăția Lui. Slăvit să fie Domnul! Dacă Dumnezeu ne ține în viață și povestea noastră, cireșarul va continua. Adică suntem mai mult decât bucuroși să știm că acela care ne-a purtat cu grijă în anii aceștia ne va purta cu grijă și în anii care vor urma. Pentru că n-a fost lucrarea noastră, nu-i lucrarea mea. Este lucrarea unui Dumnezeu tare bun cu noi, tare bun. Și faptul că avem această sală în locul acesta plină, ne dăm seama de fapt că Dumnezeu ne iubește. Că Dumnezeu ne face să avem o familie mare. Eu am crescut singur. Am fost singur la părinți, singur și egoist, nu? Și acum mai ascund ciocolată. Dacă primesc copiii mei și pun mâna pe ea, salut, nu mai văd. Pentru că n-am fost obișnuit să împar cu nimeni nimic, niciodată. Fiind singur. Singur și egoist. Ei bine, mi-a dat Dumnezeu atâția frați și atâția surori și atâția prieteni. Nici n-am unde să alerg să nu mă vedeți, să nu mă cunoașteți, să nu îmi dați bună ziua. Mi-e și groază de voi. Mă mai ții minte? Da, zic eu, mințind. Da, ești unul dintre frații mei, mulți, foarte mulți. Și în această seară, dincolo de barierele confesionale, iată că puteți sta împreună fără să ne împungem. Nu-i frumos? Nu știu cum v-ați imaginat cerul, dar eu nu mi-l imaginez cu sârmă ghimpată. No, bun, aici sunt baptiștii. După aceea un țarc, ortodoxi. După aceea un loc cu, eu știu, cu un ring așa mare pentru worship la pentecostal și carismatici. Nu-mi imaginez cerul așa. Mi imaginez că acolo nu o să fie nici baptiști, nici creștini de pe Evanghelie, nici pentecostali, nici ortodoxi, nici catolici, nici reformă, nici nimic din toate acestea. În iad vor fi. În iad 100%. Baptiști, pentecostali, ortodoxi, creștini de pe Evanghelie, catolici, plin de ei. Că ei cred că nu cred că există. Dar în cer vor fi numai sfinții lui Dumnezeu. Amin. Iisus Hristos a plecat la cer, povestea continuă, și a noastră. Dar de ce continuă povestea? Știți de ce? De ce a continuat povestea creștinismului? Pentru că Iisus Hristos ne-a dat puterea să fie mereu cu noi în fiecare zi. Avem această putere pentru că El are puterea de a fi mereu cu noi în fiecare zi. A spus ucenicilor Matei 28:10, iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Câteodată nu credem că îi. Când avem probleme, când mergem la spital, când ne dă șeful pe ușa afară, când ne dă soțul cu buchetul de flori în cap de la nuntă, nu mai credem că Iisus Hristos chiar ar fi interesat de viața noastră. Când numărul copilor e mare, bucățele de pâini mici, unde ești, Doamne? Poate că nu ești. De ce ai fi? Sau dacă ești, nu-ți pasă. Dar El este mereu cu noi, spune Biblia, că este cu noi în fiecare zi. E o asigurare fantastică asta, că numai cineva care a pierdut pe cineva drag poate să înțeleagă ce înseamnă această asigurare. Voi fi mereu cu voi. Ne spunem cu soțul, cu soția, cu prietenii, cu colegii până la sfârșit. Și pe aceea unul dintre noi pleacă. De ce ai plecat? Pentru că e viață. Dar Hristos spune, eu nu vă las pe voi. Vă vor lăsa cei dragi, că așa este viața. Există un moment în care poți să mergi cu cel drag până la sala de operație. Nu mai poți, zice doctorii, de aici încolo rămânem noi. Poți să pleci cu cei dragi până la în partea aceasta a pământului, să spunem, până la groapă. Te duci până acolo și îl părăsești. Nu se poate mai departe. Dar ceea ce îmi dă mie bucuria fantastică e să știu că am un Hristos mare, puternic, Dumnezeu viu, care este cu mine și atunci când mă duc în salonul de operație, în sala de operație, El trece dincolo de unde nu este voie. Pentru că e Dumnezeul nostru care e pretutindeni. El atunci când mă duc prin Valea Umbrei Morții și mi-este frică de Valea Umbrei Morții, El este cu mine, nu mai poate să vină cel drag cu mine. Că așa se spune la căsătorie, până când moartea ne va despărți. Dar Iisus Hristos are puterea să treacă cu noi prin Valea Umbrei Morții. Nu ne lasă la greu pe niciunul. Puneți-vă nădejde, Daniel, că este cu voi în fiecare zi.
Nu știu pe cine a vrut să salute sau pe cine a vrut să sune Marilyn Monroe. S-a sinucis. Era în culmea gloriei. Avea bani destui. Era considerată cea mai frumoasă femeie actriță din lume. A băut o cutie de somnifere, s-a sinucis. Și medicii, când au venit medicii legii și poliția acolo, au văzut că încă telefonul mai făcea ping-ping și număr inexistent. Nu știu pe cine a vrut să sune în ultimele clipe ale vieții ei. Dar la capătul firului, dincolo, nu era nimeni. Vreau să spun în această seară că indiferent cât de multe necazuri și cât de mică și neînsemnată ești, cât de casnică și gospodină, cât de șomer poți să fii, cât de fără bani și relații, cât de sănătos sau puțin sănătos, în clipa în care ai această asigurare fantastică despre care vorbea unul dintre colegii mei, cheamă-mă în ziua necazului! Nu există mai mare asigurare pe fața acestui pământ decât să știi că atunci când tu îl suni pe el, nu o să-ți răspundă niciodată număr inexistent. Pentru că Dumnezeul nostru este cu tine prin Hristos în fiecare zi. Numai că ăsta e și un prilej de maximă spaimă. Că dacă e cu tine în fiecare zi, înseamnă că știe și ce ai făcut aseară. Dacă ochii lui sunt peste tine în fiecare zi, înseamnă că știe și pe ce site-uri navighezi. Dacă e cu tine în fiecare zi, știe și ce gândești. Și știe și ce ai vorbit. Și ce ai făcut după ce ai stins veioza. Dacă e cu tine în fiecare zi, știe și câți bani ai încasat și câți ai spus la stat că ai încasat. Dacă e cu tine în fiecare zi, ai și probleme, nu numai binecuvântări. Aceasta este și un prilej de bucurie, dar și un prilej de tristețe, de frică. Un Dumnezeu care e cu noi în fiecare zi. Avem această asigurare pentru că a plecat la cer și noi astăzi, după 10 ani de activitate în România, vreau să vă spunem că l-am simțit pe Hristos în fiecare zi cu noi. Nu i-a dat nimeni nicio șansă. N-aveți bani, știam. Nici nu trebuie pentru asta. Îți trebuie doar un pic de nebunie. Să crezi, să visezi. N-aveți oameni. Dumnezeu ne-a scos în cale, unul câte unul. I-a luat și cum ne-a luat pe noi, din gunoiul vieții acestea și ne-a pus să fim slujitorii Lui. A fost cu noi în fiecare zi. De 10 ani am umblat în fiecare oraș din România. Am condus mii de kilometri. Niciodată n-am avut niciun accident. Pentru că mâna Lui a fost mereu cu noi. Niciodată n-am predicat și n-am stat și n-am cântat la săli goale. Pentru că Duhul lui Dumnezeu le-a umplut. Pentru că n-am avut mijloace tehnice și nici fizice. Ani de zile m-am dus bolnav, am două operații, sunt bolnav, dar știu că este un Dumnezeu care ne întărește. Nu ne înțelegem de foarte multe ori între noi, nici la cântări, nici la celelalte, suntem din confesiuni diferite pe scena aceasta. Dar avem un Dumnezeu care a fost cu noi în fiecare zi. Bucurați-vă de aceasta, că aveți un Dumnezeu care e cu voi în fiecare zi. Iată că eu sunt cu voi în toate zile. Hristos cu noi, slăvit să-i fie numele. E o bucurie pentru că a plecat la cer, pentru că știm că ne-a dat puterea prezenței Duhului Său cel Sfânt în viața noastră. Vă este de folos să mă duc, zice Iisus Hristos, că dacă mă voi duce eu, voi trimite Paracletosul să fie împreună cu voi. Aici trebuie să pricepeți puțin că la noi, prin traducerea asta de Biblie, se mai transferă câte un cuvânt mai ciudat, mai ciudățel. Și la noi Paracletos este avocat. Acum, nici mare scofală nu-i să ai un avocat. Că dacă nu faci nimic greșit, nici n-ai avea nevoie de el, nu? Dar atunci ce-i cu Duhul Sfânt? Cuvântul din limba greacă, paracletos, înseamnă în primul rând o chestie foarte războinică și simplă. Grecii luptau perechi, unul spatele celuilalt. Trebuia să-ți asiguri tot timpul spatele. Știți ce spune Hristos? Dacă mă duc eu, voi vă trimite paracletosul, adică tovarășul vostru de luptă care vă va sta mereu în spate. Pentru că fața ți este asigurată, că ai în mână scutul, ai în mână paloșul lui Dumnezeu și al credinței. Dar spatele ți-e liber de atâtea ori și zice Hristos, nu-i nimic, lasă că lupte o pereche cu tine. Tu îți dai seama să fii luptător, pereche cu Hristos, paracletos. Primul cuvânt, primul termen în limba greacă a paracletosului înseamnă luptător pereche, cel care ține spatele, cel care îți asigură spatele. Acesta e Dumnezeul nostru și ne tare drag de El. Și spune, voi trimite Duhul Său cel Sfânt să fie peste voi. La Rusalii ne-a dat puterea de a duce acest mesaj. Pentru că prima semnificație a zilei de Rusalii este un mesaj pe care l-am primit la Paști, care trebuie să-l ducem prin puterea Duhului Sfânt de la Rusalii, împreună, până va veni Iisus Hristos. Puterea de a duce și în veți fi, spune Sfânta Scriptură, martor.
Martori ai mei, spune Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Nu-i spre mântuire, așa cum spunem noi, acest Duh Sfânt în noi, nu-i spre mântuire, ci spre mărturisire și în voi îți veți fi mie martori, spune Iisus Hristos. Nu există mai mare bucurie. M-a întrebat cineva zilele acestea, domn profesor, cu ce asemănați lucrarea pe care ați făcut-o? Că am vorbit de un Dumnezeu mereu care poate să dea al doua șansă. Dumnezeul acela care dă atâta bucurie, pace. Dumnezeul acela care poate să elibereze oamenii. Și am spus atâta, tinere, Leonardo da Vinci avea o bolă. Bola de a merge prin piață cu banii pe care i-a câștigat când din când în când, când s-a apucat să termine câte o pictură, că el a fost campionul lucrurilor neterminate. Dar când termina câte o pictură și mai câștiga un ban, se ducea și știți ce făcea în piață? Leonardo da Vinci cumpăra păsări din colivie, cu colivie cu tot. Și când ajungea acasă, băga mâna și dădea drumul la păsări. Asta era boala lui. Un hobby. Cu asta asigur și cu asta mi-aseamăn slujba pe care o fac aici, în țara aceasta. Pentru că sunt atâția oameni închiși în colivia păcatului. Și ne bucurăm că putem să fim partea deschiderii ușii lor spre libertate, slăvit să fie Domnul. Pentru că ușa e Hristos și libertatea e Hristos. Ne bucurăm că avem un Dumnezeu care poate să elibereze prin puterea Duhului Sfânt. Nu poți să-L convingi pe cel de lângă tine să fie mântuit. Dar Duhul lui Dumnezeu îl poate. Nu poți să fii în stare să spui copilului tău cum să se tundă. Ce haine să poarte pe el. Dar Dumnezeu poate să schimbe omul. Noi nu putem să schimbăm omul. Noi putem proclama adevărul, dar adevărul funcționează. Acesta prin Duhul Sfânt lucrează în omul acela. Bazați-vă pe puterea Duhului lui Dumnezeu, pentru că poate să schimbe lucrul acesta. Poate să aducă biruință, poate să aducă vindecare. Nici nu vă dați seama ce poate să facă Duhul lui Dumnezeu cu un om. Într-un om. Și în această seară mă rog ca puterea Duhului Dumnezeu să te schimbe, să te transforme. Ai nevoie de această schimbare, n-ai nevoie de o cârpire a vieții, de o îmbunătățire a vieții de dinainte, ci ai nevoie de o schimbare totală în viața ta. Religia nu te va mântui, banii nu te vor mântui, nu-ți vor putea face nimic într-o zi. Va veni o zi în care vei blestema și ziua în care te-ai născut. Dar Duhul lui Dumnezeu în această seară poate să schimbe viața. Întreabă-te dacă mergi în această seară de aici, de pe pământul acesta, încotro vei pleca. Să nu te mintă nimeni să spune că drumul tău e bun. Fiecare trebuie să-și cerceteze singur drumul acesta. Să nu spună preotul sau pastorul, stai liniștit că drumul pe care te duci e bun. Sperie-te de orice lucru. Feriți-vă de orice vi se pare rău, spune Biblia. Pe voi să nu uitați că veți fi judecați după cartea aceasta. Nu vă fi judecați după tradiția ortodoxă, după dogmatica baptistă, ci vă fi judecați după cartea aceasta. Pentru că Dumnezeul meu, spune Sfântul Apostol, va judeca lumea aceasta după cartea aceasta, pe Evanghelia mea. Cum stai față de acest cuvânt al Dumnezeu? Și mă rog ca Dumnezeu să ne schimbe prin Duhul Său cel Sfânt în această seară. Să ne dea puterea să mergem mai departe. Nu ne lăudăm cu Duhul lui Dumnezeu care îl avem, nici noi și nici alții. Pentru că indiferent câte minuni vom face pe muntele schimbării la față, câtă vreme ne-am urcat sus și nu ne și uităm de cei din vale, n-am făcut nimic și nimeni n-are nevoie de experiențele noastre cu noi pe munte, câtă vreme stau oamenii în vale și n-au auzit de Dumnezeu. Întrebarea este pentru tine care ești creștin de ani de zile. Câți oameni ai dus la Hristos de când ai întors la Dumnezeu? Că dacă n-ai adus niciun om anul acesta și nici anul care a trecut, dă-mi voie să spun că nimeni n-are nevoie de experiențele tale pe munte. Nici să ne le povestești vreodată. Să nu ne le spui. Pentru că cea mai mare realizare pe care Dumnezeu poate să o pună într-un om este dragostea de a vorbi despre Iisus Hristos. Vorbești de cine ți-e drag. Vorbești de cine l-ai în suflet. Și asta numai Dumnezeu poate să facă prin Duhul Sfânt cu cineva. Înțelegeți? E o bucurie în această seară să știm că avem Duhul lui Dumnezeu în noi, cu noi, în fiecare clipă. Avem bucuria de a merge mai departe, pentru că avem pe cineva mare în rai. Cineva în locuri înalte. Știți cum se merge în țară, dacă se merge mai greu, că e periculos să dai telefoane, că nu știi când te iau ăștia. Am pe cineva mare, zice. Acolo sus. Cât e sus? Sus. La comună. Mai sus, mai sus de comună, la prefectură. Mai sus de prefectură, la senat. Ce te bucuri că n-ai pe cineva la senat. Îți vine să spui. Ce bucurie avem noi când știm că avem cineva pe mai sus. Președintele, să fii prieten cu președintele, nu? Să stai așa ziua și să bei cico cu președintele. Ai pe cineva sus. A pe tine cine te cunoaște? Stai la marginea Bucureștiului, într-o casă. Nu e a ta. În chirie.
tot timpul cu spectrul ăsta de-a groazii că te dă cineva afară. Nu cunoști pe nimeni. Dacă te duci în primărie, faci paianjeni până când te întreabă cineva ce vrei să... Ce ai venit aici? Pe cine ai? Bă, nimeni! Nimeni nu te mai cunoaște. Nici soțul. Nici copiii. Și totuși spune numele lui Iisus Hristos. Că dacă deschizi ochii spiritual, bine îți dai seama că tu ai pe cineva în locuri foarte înalte. Acolo, dincolo de al treilea cer, acolo sus undeva. Iisus Hristos este Domnul. Ai pe cineva acolo sus? 100%. Foarte sus. E Dumnezeul nostru și bucuria noastră și pacea noastră. Hristosul nostru. Hristos a murit, spune Pavel, mai multe l-a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Știți ce spune toată ziua? Mai lasă-l. Mai lasă-o și anul ăsta, tată. Să ai pe cineva cu relații, să ai relații mari acolo sus în cer. Oh, ce mare bucurie, slăviți să fie El. Asta da asigurare. Să nu-ți fie frică să vorbești cu El că te aude cineva, că nu poate, că e frică. Dumnezeul nostru are toată puterea în cer și pe pământ. Slăviți să fie El. Așa este cum Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Așa Hristos este reprezentantul nostru în cer. Ai pe cineva? Da, am pe cineva foarte mare acolo sus în cer. Îl am pe Iisus Hristos, care e reprezentantul nostru pe pământul, în cer, acela înaintea lui Dumnezeu, slăviți să fie El. Am crescut lângă una dintre cele mai mari case de copii, spuneam, Biserica Luterană aseară din România. Așa s-a nimerit să stăm acolo lângă ei. Ăștia când încă s-au bătaie, crescut la case copii toată ziua, știți ce inventau? Un frate mai mare. După ce scuipau sângele jos, zice, las că vine frate meu săptămâna viitoare și vezi ce încasez atunci. Mereu în așteptarea unui frate mai mare, care de fapt nici nu exista, că ăștia nu-și cunoșteau părinții, dar să-și cunoască frații. Când unul dintre prietenii noștri, care e și vecin cu mine, s-a dus că și-a găsit mama, avea 32 de ani el, când și-a găsit mama. Ce fericit a fost să-i dau bani de tren, să meargă să stea de vorbă cu mama. Toată noaptea nu dormi nimic. O emoție, zice, am o emoție, pastore, zic, hai că-ți dau o cafea, zice nevastă mea, dau o cafea. Vrei o cafea? Da, zice, vrei și lapte? Da, puneți-mi un litru în ea. Păi mi-am dat seama că era foame. S-a dus fericit, îi bătea inima și în urechi. Am găsit-o. A venit seara, a lovit, cu un deget în pansament, zic cum a fost, rău. Foarte rău. M-am zis, dumneavoastră sunteți, am bătut la ușă, respectuos. Bună ziua, bună ziua. Cine sunteți? Eu, zice, Șoane. Și? Pe ce dumneavoastră sunteți mama mea. Și? Eu nu cred. A venit de acolo și a prins și degetul la ușa trenului de amărât și a închis ușa de la tren, vă dați seama, direct pe deget. Supărat, nu m-a recunoscut. Ce să faci? Nu te cunoaște mama, dar te cunoaște El, Iisus Hristos, Domnul. Nu mai poți inventa la nesfârșit pe cineva pe care îl ai. Sau poate nu-l ai. Este cineva care e sigur cu tine, Iisus Hristos, Domnul. Prietenul nostru în locurile cele înalte. Avem pe cineva mare acolo sus. Ce face ce nu poate realiza primarul? Ce face, ce realizează ce nu poate să realizeze nimeni de pe pământul acesta? Acest Dumnezeu al nostru poate spune ceva și totul acolo sus în cer, slăvit să fie El. Și poate să facă pentru tine ceva minunat și aici pe pământul acesta. Și în seara aceasta poate să-ți dea mântuirea. Crezi asta? Amin. Și mai este ceva frumos cu care aș vrea să închei. Avem un loc în cer. Avem un loc în cer. Eu m-am gândit că n-ar fi niciun fel de câștig mare dacă numai El ar sta acolo sus în cer. Nu? Adică să stai noi, să stăm în sectorul 3. Un bloc, o cutie de chibrituri. Vara cald și iarna frig, nu? Bine, să fie, dacă El stă acolo sus în cer, ce treabă are cu noi pe pământul ăsta? Uită-te la mine. Eu mi-am îngropat un San Bernard, un câine, și ăsta la care l-am acum, e tot San Bernard. Dar ăștia s-au cus pentru viața aceasta?
El ți-a asigurat un loc în cer, se lucrează puternic, de 2000 de ani, face casă, îți face casă, ție îți face casă, mie îmi face casă. Mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ce party! Ce bucurie! Să știi că ai ceva acolo sus, e numai al tău. Liniște, bucurie. Să te întâlnești cu cei dragi, cu cei care au plecat înainte, cu frații noștri, cu prietenii noștri. Ai un loc acolo sus în cer. Vom pleca într-o zi de aici. Nu știu dacă vi-e drag pământul acesta. Ziceam să vin după voi și am să vă iau, să fiți întotdeauna cu mine. Asta e promisiunea mea, că se va întoarce. Ar vrea ca până atunci să mă găsească frumos și pur. Ar vrea ca să mă găsească curat. Ar vrea să mă găsească cu dragoste de frați. Mă duc să vă pregătesc un loc. Trebuie să fie grozav dacă de 2000 de ani tot lucră la el. Nu? M-au întrebat frații luterani aseară cum va fi în cer. Zice că să cântă numai. Da. Le-am spus că nu-i nici grozav numai să se cânte acolo. Ăștia care n-aveți voce, ce faceți? Dacă numai asta ar fi, vă dau o veste mai frumoasă. Se va sluji acolo în cer. Vom fi împreună și ăsta e lucru mare. Nici nu o să-ți dai seama câți de mulți oameni o să fie pe acolo care ai crezut că nu-s, că nici nu merită. Pastore, ce spui de șuvițații ăștia? O să mai iasă ceva din ei, da. În momentul în care le dai jos gelul de pe cap, rămâne sfințenia doar și ajunge. Eu cred că există putere să fim cu toții acolo și bucurie. Cel mai greu lucru pentru noi, pentru cel care slujim din Sfânta Scriptură, este să vă vorbim despre pasărea de pe gard, cerul. Aici sunt oameni care cred că dacă l-ai pe Dumnezeu și îi respect în ceea ce cred, pe pământul ăsta trebuie să ai totul. Cunoști și câțiva care chiar că n-au totul și nici nu se gândesc prea mult la asta. Probabil că își doresc puțin. Dar vreau să vă spun că n-aveți voie să uitați cerul cu niciun chip. Dar cu niciun chip. Că unul dintre cei mai mari evangheliști pe care am avut noi, misionarul Barat venea din Africa, a venit cu aceeași navă cu care a venit Roosevelt, președintele Americii, într-un cărucior, dar fusese la vânat de mistreți. Și venea misionarul Barrett cu nava respectivă și se gândea cum biserica va fi toată pe chei, cu steaguri. Ura! Vine Barrett acasă. Slavă Domnului că uite, misionarul nostru se întoarce. Nimeni. În schimb, vreo mie de oameni s-adunaseră pe chei să urle din toți plămânii, să-l aclame pe ăsta care a venit să-și împușcase mistreță. Iar venea de la vânătoare. S-a enervat Barat și a spus: Doamne, a nu-i drept ca eu care ți-am slujit de ani de zile și vin bolnav acasă, pe mine să nu mă întâmpene nimeni, nici măcar cei din familie. Și ăsta să fie ovaționat că vine de la vânătoarea de mistreț. Și dintr-o dată Duhul Dumnezeu a vorbit în felul următor. El i-a aclamat pentru că și-a sfârșit alergarea și a ajuns acasă. Tu nu ți-ai sfârșit încă alergarea și nici n-ai ajuns. Premiul va fi acolo sus în cer. Bunicii i-am îngropat unul lângă altul. Pe tata l-am pus și pe el în pământ. Săptămâna trecută am mers și am cosit în jurul cimitirului. Mama a împlinit 70 de ani. Eu tot săptămâna trecută am împlinit 46. M-a întrebat cineva ce doresc de ziua mea. Am zis să fiu lăsat în pace. I-am pus
așa frumos în pământ. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus noi nădejde, Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. M-am tot gândit după 10 ani de zile, în 10 ani de zile, ce poezie ar putea să vă spun eu din partea echipei Cireșare. Cei care sunt aici și cântă, cei care sunt la partea audio și video și cei care sunt la staful tehnic, cei care sunt la secretariat, pregătesc turnee, cei care sunt la cantină, șoferii noștri, oamenii care slujesc pe Dumnezeu. Și m-am gândit ca să vă spun o poezie pe care mi-a trimis-o unul dintre prietenii noștri, Petru Cărăgin, din Alexandria, pe care a scris-o Teodor Pâcă. Cu asta de despărțire. Vă las în valea acestei stinse plângeri. Orice sfârșit vestește un început. Mă duc eu primul, sunt mai priceput să pun din vreme șeile pe îngeri. Zvântați cu zâmbet aripile plânse, vă aștept la grajdurile de smarald. Nu vă grăbiți, de-abia amiaz și cald. Și eu vă aștept și chingile sunt strânse. Când veți veni amurg sub înserare, vom călări frumoși prin Elizeu, în cavalcadă până la Dumnezeu, descălecând la tronul la picioare. Ne-am proșternat cu frunțile alese, pe lespeda de nouri luminată, cel mai frumos din noi va zice, Tată, ți s-au întors feciorii cu mirese. Pe unde ne-ai trimis a fost și bine, și rău a fost pe drumul străbătut, dar tot ce ai spus să facem, am făcut. Și nu te-a dat niciunul de rușine. Acum ne-am întors cu toți. Ne iată. Ce altă slujbă ne așteaptă, Tată? Zvântați cu zâmbet la grajdul de smarald cu cireșare. Nu vă grăbiți. De-abia mea și cald. Noi vă așteptăm și chingile sunt strânse. Amin. Vreau ca să cântăm în această seară o cântare care am învățat-o de la bunicii mei. Vreau să vă fie dor de cer. Vreau să vă fie dor unii de alții. Vreau să vă fie dor să fiți mai sfinți și mai aproape de Dumnezeu. În seara aceasta să spune Dumnezeu că-L iubiți din toată inima voastră. Va veni, vor fi în
minunată. Morților și viața veacului ce va să vie va fi când după săi copii. O întrebare: cât veșnicia? Seara aceasta ți-a dus multă bucurie sufletului nostru. Pe cât de mari mi-au fost temerile, pe atât de mari mi-este bucuria. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul de a avea în București oameni ca voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În seara aceasta ne-ați tot aplaudat. Acum e rândul nostru să vă aplaudăm pe voi. Și pentru că vă iubim, pentru că vă dorim în cer împreună cu noi, trebuie să vă spunem tot adevărul. Vladimir este un poet, o inimă sensibilă, un iubitor de cer. Dar să nu uitați, iubiții Domnului, că atunci când Hristos s-a înălțat, le-a zis că nu e de folos să ne uităm totdeauna în sus. A trebuit să ne uităm și în jos, să vedem cum trăim. Și să știți, iubiții Domnului, că fără luptă nu-i cunună. Noi în seara aceasta va trebui, iubiții Domnului, să-i spunem lui Dumnezeu: da, Doamne, vreau să fiu în cer. Pentru aceasta să înțeleagă orice român că nu se poate ajunge în cer după planul nostru. Că nu se poate ajunge în cer trăind pentru tine fiecare zi și doar 3 ore la biserică, dacă le ajungi și pe acelea. Pentru că vă iubesc, vă spun în această seară adevărul. Noi trebuie să ne pocăim, iubiții Domnului. Să ne întoarcem la Dumnezeu, pentru că multe din lucrurile noastre ne lipsesc de prezența Lui. Mi s-a spus în această seară că înălțarea Domnului Iisus Hristos, povestea aceasta frumoasă care continuă, e pentru că El a promis că va fi cu noi în fiecare zi. Să știți că este adevărat. E adevărat ce a spus Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu e cerșător.
Dumnezeu nu vine și spune, eu bat la ușa inimii tale până când ai tu chef să-mi deschizi mie. Dumnezeu bate și apoi Dumnezeu se întoarce și ne lasă cum suntem. Nu este în această seară oare o bătaie a Mântuitorului la ușa Bucureștiului? Nu este aici prezența Duhului Sfânt care ne spune, pregătiți-vă să fiți cu mine în rai? Dar pentru aceasta noi va trebui să facem un lucru. Să ne întoarcem fața spre Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, mă dăruiesc Ție cu tot ce am. Ne dorim puterea lui Dumnezeu și dorim ca Duhul Sfânt să ne conducă. Dar iubiții Domnului, cu povești închipuite, cu cancanuri, cu setea noastră de bârfă, cu lucrurile slabe ale ființei noastre, cu ochiul nostru care este rău, cu limba noastră care este nesfințită, Duhul Sfânt nu se poate coborâ peste noi. Fă-mi în această seară, Doamne, un vas curat în care să locuiască plinătatea Duhului Tău. Vă îndemn pentru bunătatea Domnului Iisus Hristos în această seară, în locul acesta unde cândva se propovăduia o altă ideologie, în această seară aici, în locul acesta, să-i spunem, Doamne, te rog să ne ierți, te rog să ne sfințești, să ne curățești, Doamne. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ridică-ne. Prin sângele Lui curățește-ne, Doamne. Dorim să fim în cer, dar cerul e un loc pe care îl pregătești de pe pământ. Iubiții Domnului, m-am gândit, așa e de necurățător timpul cu noi, fie ce minut pe care noi îl petrecem aici, peste contract, nici nu îndrăznesc să vă spun ce înseamnă. Au vrut să faceți ceva cu mine în seara aceasta. Și vreau să vă uitați la mine când vă spun lucrul ăsta. Doamne, înalță sufletul nostru. Vreau, Doamne, să-mi întind aripile, să sufle, Doamne, vântul Tău și să pot să zbor în înaltul cerului. Și ce ne va spune Domnul? Pentru asta va trebui mai întâi să cobori. Va trebui mai întâi să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu, pentru că orice zbor spiritual pleacă din poziția aceasta a smereniei, a mărturisirii și a întoarcerii la Dumnezeu. Sfinții să stea în picioare. Tată Sfânt din ceruri aici, la sala palatului. În ziua aceasta de duminică, Doamne, cu nori și cu ploaie și cu vânt, așa cum e viața, am venit aici, Doamne, unii mânați de curiositate, alții știind ce ne așteaptă. Am auzit, Doamne, Dumnezeul meu, că dorința Ta e să fii cu noi în fiecare zi. Dar ne osândește cugetul, Doamne, pentru că noi n-am fost cu Tine. Și în atâtea rânduri, Doamne, Dumnezeul nostru, când ar fi trebuit să facem ceea ce este drept, noi am făcut, Doamne, Dumnezeul nostru, ce ne-a plăcut nouă. Iartă-ne, Doamne, pentru patimile rele ale sufletului nostru. Iartă-ne, Doamne, pentru lucrurile care ne-au mânat departe de Tine. Iartă-ne, Doamne, pentru cuvintele care Te-au ținut, Doamne, departe de noi. Te rog, Doamne, Dumnezeul nostru, binecuvântează pe cei ce s-au plecat în această seară înaintea Ta și iartă-ne în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că n-am fost vrednici de Tine. Mai bine, Doamne, să încenunchez acum înaintea Ta, decât, Doamne, atunci când va fi prea târziu. Va veni un ceas când orice genunchi se va pleca, dar tremurând, Doamne, și plin de spaimă. Aici, Doamne, m-am încenunchiat înaintea Ta, Doamne, ca într-un semn de mărturisire. Să ne ierți, Doamne, pentru lucrurile slabe și să ne binecuvântezi, Doamne, să ne înălțăm, Doamne, împreună cu Tine. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, umple inima noastră, Doamne, de cuvânt sfânt. Umple inima noastră, Doamne, de prezența Ta și pentru aceasta, Doamne, ajută-ne să stăm de vorbă cu Tine. Prea mult căutăm omul, prea mult căutăm, Doamne, răspunsuri acolo unde nu se găsesc. Învață-ne, Doamne, Dumnezeul meu, să stăm la o parte cu Tine în odăiță. Învață-ne, Doamne, să Te căutăm, Doamne, Dumnezeul nostru, în fiecare zi a vieții noastre. Și Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, în această seară, Doamne, pregătește-ne pentru raiul Tău. Pe cei ce au îngenunchiat, iartă-i. Pe cei ce s-au prăbușit la picioarele Tale, iartă-i. Sfințește-i, Doamne, și spală-i în sângele Domnului Iisus Hristos. Vrem să plecăm de aici, Doamne, cu o inimă curată. Vrem să plecăm de aici cu o inimă sfințită. Vrem să plecăm de aici bucuroși, Doamne, Dumnezeul meu, că Te-ai atins de inima noastră, de mintea noastră. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul meu, și ne ridicăm cu nădejdea
că Tu vei rămâne cu noi și noi vom rămâne cu Tine în veci de veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iubiții Domnului, aș vrea să mai facem un gest în această seară, deși știu că lucrul ăsta n-a fost anunțat. Înainte de a ne despărți, mai avem doar câteva minute. Invit aici să vină toți slujitorii din toate bisericile prezente, toți pastorii, toți prezbiterii, de la frații preoții, toți slujitorii lui Dumnezeu. Vreau să urce aici pe scenă cu noi, așa cum se întâmplă, da? Militărește, repede! Haideți aici cu noi pe scenă, pentru că avem o surpriză pentru voi. Să nu uitați când plecați acasă să înălțați o rugăciune pentru noi. Acolo afară găsiți standurile noastre cu cărți, cu CD-uri, tricouri, materiale promoționale. Mulțumim pentru că ne-ați ajutat financiar pentru lucrarea aceasta frumoasă care am făcut-o. Nu o să vă uităm niciodată. De aceea am ales București, pentru că întotdeauna aici am fost înconjurat cu foarte multă dragoste și vreau să... Uitați câtă dragoste! Mai sunt preoți aici, mai sunt pastori în sală, mi-a spus că există și un părinte în Biserică Ortodoxă. Avem, vă rog, veniți cu toții, vrem să ne cunoaștem și vrem să vă încredințăm în mâna lui Dumnezeu. A fost o bucurie și un privilegiu pentru noi. Să nu uitați că avem un Dumnezeu mare și sfânt. Ne așteaptă încă un eveniment frumos, dacă pot să-l afișez. Da, și CD-urile o să fie în pas, o să primiți de acolo de la noi. Avem un eveniment, Florin, dacă poți să-l... Tot aici, la sala Palatului, în data de 19 iunie, la ora 19, avem o seară în care se va vesti din nou Cuvântul lui Dumnezeu. Invitat este pastorul Jack Graham. Și tot aici, în această seară, pe 19 iunie, va fi de asemenea fostul iluzionist Alin Blaine, acesta este numele de scenă, Alin Loloș, numele actual, el va da mărturia ce înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu, ce înseamnă să ai o viață schimbată. Deci pe 19 iunie, la ora 19, sunteți din nou invitați să fiți aici împreună cu noi. Motivul pentru care am chemat să vină acest slujitor ai Domnului pe scenă e că ei merită aplauzele dumneavoastră și încurajarea de a merge pe calea lui Dumnezeu. Sunt afară pentru biserici și câte un afiș pe fiecare. Dumnezeu să-i binecuvânteze! Facă Domnul Dumnezeu din București o familie sa! Vă mulțumim din toată inima în numele echipei Cireșare pentru dragostea dumneavoastră. Domnul Dumnezeu să vă răsplătească și să vă dea putere! Știți care a fost cântarea Cireșare în cei 10 ani de zile care s-a cântat cel mai tare? Și dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim? Da, da. Haideți! Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Creat după chipul său, El ne-a învățat să urim ce e rău. Să nu ne mai întoarcem, nu ne mai întoarcem pe unde a fost, că n-are niciun rol. Nu mai vrem în lume să rătăcim. Vrem de azi viața, e s-o trăim. Tot ce avem, tot ce avem să punem în mâna Lui, în mâna Domnului, Domnului. Și Bucureștiul. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, fie că trăim, fie că murim. Și dacă fie
să știm dacă mâine în zori va fi o zi cu soare sau o zi cu nori. Știm însă că Domnul va fi cu noi la bine și ne voi. Hotărâți înainte vom alerga, spre ceruri zi de zi ne vom îndrepta. Nici o clipă nu vom privi înapoi, căci Domnul. Fie că trăim. Aplaudați-L! Iisus Hristos, Domnul! Glorie Lui! Slăvit să fie El! Glorie Lui! Slavă Lui! Slavă Lui! Slavă Lui! Preamărit să fie El! Singurul Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, născutul făcut cel de-o seamă, cu Dumnezeu Tatăl, prin care toate s-au făcut, slăvit să fie El, preamărit să fie, binecuvântat să fie numele Hristos, Domnul, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Maranata va veni în curând. Vom pleca de pe pământul acesta, gata cu sala palatului. Vom pleca marele palat din cer. Acolo e locul tău, acolo e locul tău. Slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie El în veci. Prin pastorul Ștefan ne închinăm Domnului și mulțumim tu seara aceasta. Hai Ștefane, repede. Tatăl nostru care ești în ceruri, cu recunoștință ne întoarcem înaintea Ta și îți mulțumim pentru clipele pe care ni le-ai oferit în seara aceasta. Mulțumim, Doamne, pentru cei ce au prilejuit sărbătoarea aceasta. Mulțumim pentru echipa Cireșarii, Te rugăm să-i binecuvântezi. Uitându-ne, Doamne, la lucrarea lor pe care au făcut-o în ultimii 10 ani, avem un gând de recunoștință. Îți mulțumim pentru alergarea lor, pentru mesajul pe care l-au transmis de-a lungul acestei țări. Doamne, Te rog să-i ții în putere, Doamne. Te rog să le dai, Doamne Dumnezeule, viziune pentru ceea ce înseamnă viitorul slujirii în țara aceasta. Te rog, Doamne Dumnezeule, să-i inspiri, să-i călăuzești și să-i ocrotești cu mâna Ta puternică, să le dai resursele de care au nevoie. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru tot ceea ce ne-ai dat în seara aceasta, pentru cei ce au cântat, au slujit aici, Doamne, pentru cei ce au îndemnat la rugăciune, pentru mesajul care a fost adus aici, pentru cântările de laudă, pentru frați, pentru surori, pentru prieteni, pentru atmosfera de aici, pentru toate îți mulțumim, slăvit să fie numele Tău, Doamne. Te binecuvântăm, Doamne Dumnezeule, și trăim cu emoție fiecare zi care ne apropie de Tine, pentru că știm că cerul este promisiunea pe care ne-ai făcut-o. Te lăudăm, Doamne, Te slăvim și Te rugăm acum, căci este seară, Te rog să rămâi cu noi și să mergi cu noi și să ne ajut să mergem și noi cu Tine, Doamne. Fă ca zilele acestea care sunt zile de sărbătoare, când ne apropiem de sărbătoarea Înălțării și de sărbătoarea Cincizecimii, să putem trăi în puterea Duhului, Doamne. Însoțește fiecare întâlnire, fiecare adunare, fiecare biserică. Te rog să binecuvântezi fiecare păstor, fiecare slujitor, Doamne, fiecare biserică reprezentată aici. Lasă harul Tău să ne însoțească în zilele acestea și îți mulțumim și binecuvântăm cu toții numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Și dacă nu ne mai întâlnim pe pământul acesta, să ne întâlnim la poarta numărul... La poarta numărul... 7. Nu mai încurcați lucrurile, că v-am mai încurcat aici odată. Da? Să fiți binecuvântați, fii binecuvântată România, mulțumim București,
Cireșare vă salută. Ne întâlnim peste 10 ani. Nu. Mulțumesc, mulțumim, mulțumim. Aleluia. O seară frumoasă. Nu uitați de standul nostru. Voi să vii pe mielul gloriei, Rege lui regelor mă închid. Voi să vii